Okay, we're continuing through the Gospel of Mark together today. Astăzi continuăm studiul nostru din Evanghelia după Marcu. And you remember last time, Jesus went with his new apostles. Aduceți aminte, data trecută, Iisus a mers împreună cu ucenicii săi. To the hometown of some of them that he had seen called to follow him. În orașul natal al unora pe care el i-a chemat să-l urmeze. And he had gone into the synagogue, a place where God's word is taught. Și s-a dus într-o sinagogă, în locul în care cuvântul lui Dumnezeu este învățat. And he had taught it with authority as God himself. Și acolo Iisus i-a învățat pe oameni cuvântul lui cu autoritate, ca Dumnezeu însuși. And he had proved his right to that authority for preaching God's word. Și de asemenea a dovedit dreptul său la această autoritate de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. By commanding even an unclean spirit and making him obey. Poruncindu-i chiar și unui duh necurat și făcându-l să asculte. Because only God is more powerful than these spirits. Pentru că doar Dumnezeu este mai puternic decât aceste duhuri necurate. Now today's passage happens later the same day. Pasajul de astăzi are loc mai târziu, în aceeași zi, după ce Iisus a terminat, a fost la sinagogă. We see what happens there in Capernaum. Și vedem ce se întâmplă acolo, în Capernaum. Now, verse 29 is where we pick up in chapter 1 of Mark. Și continuăm din capitolul 1 din Evanghelia după Marcu, versetul 29. Now, as soon as they had come out of the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. Imediat după ce au ieșit din sinagogă, s-au dus împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Those are the two pairs of brothers that were Jesus' apostles that we saw earlier in our study. Și acestea sunt cele două perechi de frați care erau ucenicii lui Iisus, apostolul Iisus, așa cum am văzut în mai devreme. And Simon is the one that we know better as Peter, because that's what Jesus is going to later rename him. Simon este acela pe care noi îl știm mai bine drept Petru, că mai târziu Iisus îl va numi Petru. And in the next verse, we're confronted with something that shows us a myth that is often taught about the scriptures. În următorul vers suntem confruntați cu ceva care deseori este făcut un mit. Because the verse begins, but Simon's wife's mother. Pentru că versetul următor începe, soacra lui Simon. Okay. That's something that millions of people who call themselves Christians don't believe. Și acest lucru este ceva ceea ce milioane de oameni care se numesc creștini nu cred. They believe Peter was the first pope. Ei cred că Petru a fost primul papă. And that he wasn't married. Și că el era căsătorit. And that the priests and popes that followed him are not to be married. Și că preoții și papii care urmează nu au voie să fie căsătoriți. And the Bible just simply says Simon's wife's mother. Dar Biblia este foarte simplu. Soacra lui Simon, mama soției lui Petru. So they have a choice to make. Deci aici au de făcut o alegere. Believe traditions invented by people. Tradițiile inventate de oameni. Or believe God's word. Sau să credă cuvântul lui Dumnezeu. Let's go with God's word. Hai să mergem cu cuvântul lui Dumnezeu noi. Because they can't believe this miracle happened if they don't believe this woman could exist. Pentru că ei nici măcar nu pot crede că această minune a avut loc dacă ei nu cred că este adevărat ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Simon's wife's mother couldn't exist if Simon's wife didn't exist. Pentru că nu putea exista soacra lui Simon dacă nu exista mama soacră, dacă nu exista soția lui Petru. And this first healing that the Gospel of Mark is going to tell us about could not have happened if she did not exist. Și de asemenea, prima vindecare din Evanghelia după Marcu nu putea exista dacă soacra lui Petru nu exista. So they get to the house of Simon and Anna. Deci, ajung la casa lui Simon și Andrei. And his mother-in-law is very sick with a fever. Și soacra lui Petru, soacra lui Simon era foarte bolnavă, avea febră. Simon's wife's mother lay sick with a fever, and they told him, Jesus, about her at once. Soacra lui Simon era întinsă pe pat, avea febră și ei au vorbit imediat despre ea. That's a good thing to do if somebody's sick. Este foarte bine atunci când cineva e bolnav să faci acest lucru. Tell Jesus. Să-i spui lui Isus. You know, they might not have been telling them
telling him to get her healed, though. Poate că nici măcar nu i-au spus lui Isus să o vindece. They hadn't been watching him heal a whole bunch of people yet. Pentru că ei încă nu-l văzuseră pe Isus cum a vindecat o grămadă de oameni. His ministry of doing things like that is beginning here. Pentru că lucrarea lui de a face așa ceva începe aici. They might not have been aware that Jesus could heal her. Poate că nici măcar nu erau conștienți că Isus putea să o vindece. Obviously he can. Evident, pentru noi, el poate vindeca. But they might not have known that. Însă, probabil că ei încă nu știau că Isus poate vindeca. They may have been telling him she's sick with a fever for another reason. Poate că ei i-au spus lui Isus, este bolnavă și are febră, dar dintr-un alt motiv. To say, according to the law, someone unclean is in the house. Să-i spună lui Isus, după lege, legea din Vechiul Testament, cineva care nu este curat este în casă. Someone with a fever is here. Cineva care are febră este aici. So, deci, we can't be with her, we can't touch her. Noi nu putem fi cu ea și nici măcar nu putem să o atingem. Pentru că legea interzice acest lucru. God's law knew things before man knew them. Însă legea lui Dumnezeu știa lucruri înainte ca omul să le cunoască. He knew that somebody who's sick with fever has a disease that can spread to other people. Știa că dacă cineva este bolnav și are febră, are o boală care poate să se răspândească și la alți oameni. Now people are actually forgetting that knowledge. Acum zilele noastre, de fapt, oamenii au început să uite această cunoștință. Now they're thinking somebody who isn't sick with a disease can give said disease. Acum oamenii se gândesc, cineva care nu este bolnav și nu are nicio boală poate să răspândească. But they knew somebody who's sick with a fever could make somebody else get sick. Legea lui Dumnezeu de atunci ei știau că cineva dacă este bolnav și are febră poate să îi îmbolnăvească și pe ceilalți dacă se atingeau de el. And so their law said that person is unclean, you can't touch. Legea lui Dumnezeu spunea dacă cineva nu este curat, este bolnav, să nu-l atingi. Well, last week you saw Jesus had authority over teaching the word of God. Săptămâna trecută am văzut cum Iisus a avut autoritate asupra cuvântului lui Dumnezeu, în modul în care El i-a învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. We saw that He had authority over demon spirits. Am văzut cum Iisus a avut autoritate asupra duhurilor necurate. Now we're going to see He has authority over the law of God. Iar acum vom vedea cum Iisus are autoritate chiar și asupra legii lui Dumnezeu. And over sickness. Și asupra bolii. Because as soon as he finds out this woman is sick with a fever, don't touch. Pentru că imediat ce Iisus află că cineva este bolnav și are febră și îi se spune să nu atingă acea persoană, look what he does. Uitați ce face Iisus. Verse 31. So he came and took her by the hand. Versetul 31. El a venit, a prins-o de mână. He goes to her, not away from her. Deci, Iisus merge la ea, nu pleacă de la ea. And on purpose, she touches her. Cu un scop anume, el merge și o atinge. Even without hand sanitizer. Chiar și fără soluție igienizată. He takes her by the hand. El o apucă de mână. So he took her by the came and took her by the hand and lifted her up. And immediately the fever left her. El a venit, a prins-o de mână și a ridicat-o. Și imediat febra a lăsat-o. It's gone. Her sickness is gone. Boala ei nu mai este. She's lying there. Deci ea stă acolo lungită pe pat. Very sick. Foarte bolnavă. Very feeling bad. Simțindu-se foarte rău. He takes her hand in his. Dar Iisus o ia mâna în mâna lui. Lifts her up. O ridică din pat. And the fever is gone. Și imediat febra dispare. That's not even the natural immune system healing the body itself that we've all experienced. Și aici nici măcar nu este vorba de acel sistem imunitar al nostru care ne face să ne vindecăm. That's a healing that Jesus does instantaneous. Aici e vorba de o vindecare pe care Iisus o face în mod instantaneu, imediat. Doesn't say he said anything to her. Și vedeți, Biblia nu o arată spune că Iisus a zis ceva. He just touches her hand, lifts her up, and she's healed. Iisus doar îi atinge mâna
o ridică și e vindecată. Because Jesus has authority over the law. Pentru că Iisus are autoritatea asupra legii. And he has authority over sickness. Și are autoritatea asupra bolii. And he makes it go away. Și el face ca această boală să dispară. I've told you the story one time about how I experienced the healing that quickly of the same kind of disease. V-am povestit, mi se pare că povestea mea despre cum și eu la rândul meu am experimentat această vindecare imediat. I was driving in Pennsylvania in America on the way to go to a radio program that I was going to be on. Eu am în Pennsylvania, în America, conduceam mașina și mă duceam îndreptam spre un spre o stație de radio unde urma să vorbesc. But I had the flu. Însă, eram răcit. And on this couple hour drive to get there, it was getting worse and worse. Și în drumul meu de câteva ore de condus, mă simțeam din ce mai rău. Bad fever. Febră mare. Bad congestion. Eram congestionat, abia puteam să răsuflu. Pain all through my body. Mă dureau toate cele. And just getting worse. Și eram din ce în ce mai rău. I pulled into the parking lot of the radio station. Și opresc mașina în parcarea stației de radio. And in desperation, și în disperarea mea, I tried to say the words, "Lord, I really need you to heal me now." Am încercat să rostesc cuvintele, Doamne, chiar am nevoie de tine să mă vindeci acum. I got less than half of the sentence out. Dar n-am reușit nici măcar să spun jumătate din propoziția asta. And the sickness was gone. Și boala dispăruse de la mine. Not a little better and then a little better and then a little better. Deci vreau să înțelegeți, nu doar că m-am simțit puțin mai bine și apoi puțin mai bine și apoi și mai bine. Boom! Gone! Instantaneu m-am simțit bine. That's how quick it was. Așa de repede m-a vindecat Dumnezeu. And God can do that. Și Dumnezeu poate face asta. That's what he did for this woman. Și exact același lucru Iisus a făcut cu această femeie, cu soacra lui Petru. He lifts her up and instantly she is. O apucă de mână, o ridică din pat și instantaneu femeia asta e vindecată. And so since she's feeling all better, și din moment ce acum se simte bine, so immediately she started to serve them. Biblia ne spune că imediat a început să le slujească. So now they're going to eat food. She's prepared. Și acum ei vor apuca să mănânce mâncarea pe care această femeie o pregătește. The law doesn't let her do that if she's sick. Legea nu îi îngăduie să pregătească mâncarea dacă ea este bolnavă. Because if she's sick, pentru că dacă este bolnavă și se duce și face mâncare, și apoi vine și le dă mâncare și lor, și ei mănâncă, lucrul acesta îi face și pe ei să fie bolnavi. But she's not sick anymore. Dar ea nu mai e bolnavă. She's all better. Ce este vindecată. So now in this day, Jesus has gone into the synagogue. Deci, în această zi, l-a văzut pe Iisus cum a mers în sinagogă. He's taught God's word and shown he has authority on it. I-a învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu și a arătat că are autoritatea asupra cuvântului lui Dumnezeu. He's encountered an unclean spirit and made him go away. S-a întâlnit cu un duh necurat și l-a făcut să plece. He's come in and shown his authority over sickness in their house. Și a arătat autoritatea și asupra bolii în casa lui Petru și avea trei. And instantly he și imediat a vindecat această boală. And instantly restored her to be able to serve them. Și imediat, instantaneu, a restabilit această femeie astfel încât ea să poată să-i slujească. And so now, people in the town are talking. Așa că acum oamenii din orașul acesta au început să vorbească. As soon as the sun goes down, the Sabbath is over. Imediat după ce apune soarele, se termină sabatul. Ceea ce odihnește. In the Jewish way of doing things, the Sabbath day begins Friday evening when the sun goes down and ends Saturday evening when it goes down again. Pentru evrei, sabatul începe vineri seara când apune soarele și durează până sâmbătă seara când apune soarele. In our way of thinking, it's daytime, a day begins in the morning and goes through the night. Pentru noi, în modalitatea noastră de gândire, pentru noi ziua începe dimineața când răsare soarele și se termină seara când apune.
spune soarta. That's not really the Jewish way of thinking because it wasn't the way God described it in the Old Testament. Dar nu același este și modul evreilor de a gândi, pentru că nu așa ne-a descris Dumnezeu în Vechiul Testament. You can even read Genesis 1. Dacă citiți each of the days of creation happened. Capitolul 1, când Dumnezeu creează fiecare din primele zile. And each time it says, and evening came and morning came, that's the first day. Fiecare dată mi se spune în Biblie, și a venit seara și apoi dimineața. Și a fost prima zi. And so they view the beginning of the day as what we might sometimes view as the end of the day. Așa că ei văd începutul zilei, când noi de fapt vedem sfârșitul zilei. And now the Sabbath is over, the sun goes down, and everybody can do whatever they want to do. Și acum s-a terminat sabatul. A pus soarele și acum toți pot face tot ce vor să facă. And here's what they wanted to do. Și iată ce vor să facă. Verse 32, at evening when the sun had set, they brought to him, Jesus, all who were sick and those who were demon-possessed. Versetul 32. Seara, după ce a pus soarele, au adus la ei pe toți bolnavii și pe cei demoniași și posedase demoni. And so now Jesus has been brought these two problems. Acum lui Isus s-au adus aceste două probleme. You know, God is the answer to all of the problems we face. Toți știm că Dumnezeu este răspunsul la toate problemele cu care noi ne confruntăm. But the people of Capernaum don't know that yet. Însă oamenii din Capernaum încă nu știu asta. What they've learned that day is that Jesus has power over demons and power over sickness. Ei au învățat în acea zi că Iisus are putere asupra demonilor și asupra bolilor. So anybody that has those problems or a loved one with those problems, they bring them there to where Jesus is that evening. Așa că toți cei care au asemenea probleme sau cei dragi ai lor au asemenea probleme sunt aduși la Iisus. Notice that the Bible says those are two completely different problems. Sickness or demons. Ați observat că până și Biblia ne spune că acestea sunt două probleme total diferite. Boala și demonii. Some of the extreme charismatic churches that go beyond what the Bible teaches. Unele din cele mai extreme biserici carismatice care trec peste ceea ce ne învață Biblia. They'll say these are the same thing. Spun că aceste două lucruri sunt aceleași. That sickness is something demonic. Că boala este un lucru demonic. So you have to cast. Așa că trebuie să te duci și să îi scoți pe demoni afară ca să fii vindecat. And we were on a mission trip to Brazil about 18 years ago almost. Acum aproape 18 ani eram într-o misiune de evangelizare în Brazilia. And the team was there gathering each morning for morning devotions. Și fiecare dimineață echipa se strângea acolo pentru a avea acel devoțional de dimineață. And there was a missionary from America who lived in Brazil that was our guest doing those devotions one of the mornings. Și gazda noastră era un misionar din America ce trăia în Brazilia și el era cel care se avea grijă de acest devoțional de dimineață. And he wasn't one of those hyper-charismatics, but he thought the same thing for another reason. El nu era unul din acele persoane supra-carismatice, însă el avea aceeași mentalitate. He thought healings from demons and from sickness were the same thing because Jesus is stupid. El credea că vindecările de demoni și celelalte sunt același lucru pentru că Iisus era prost. Now, morning devotions is supposed to be a time where you take something about the Bible and teach to other people. Devoționalul de dimineață nu e nimic altceva decât iei un pasaj dimineața din Biblie și îl citești și studiezi oarecum ca să... What this wacko wanted to teach is you can be like Jesus because he already is just like you. Dar acest om puțin mai dus vrea să ne spune că să ne învețe că și noi putem fi ca Iisus pentru că deja suntem. He started saying things like this. El a început să spună Jesus was a product of his environment. Iisus era produsul ambientului său. He thought the earth was flat. El credea că pământul nu este rotund, ci este
trept. Which is a doubly stupid thing to say. Care este un lucru dublu prost de spus. Because number one, even if other people believed that, Jesus wouldn't have. Pentru că mai întâi, chiar dacă alți oameni credeau că pământul nu este rotund, Iisus niciodată nu ar fi crezut asta. And number two, și doi, other people didn't believe that back then. Nici alți oameni nu credeau lucrul acesta atunci. That was a myth that came about hundreds of years later in the dark. Mitul acesta că pământul nu este rotund a început să apară mai târziu în Evul Mediu. The people in Jesus' time knew the earth was round. Dar oamenii din timpul lui Iisus știau că pământul este rotund. King Solomon even said you can sail as far as you want, there's nothing to fall on. Împăratul Solomon chiar a spus că poți merge cu vapor, cu barca, cât de tare vrei tu, pentru că nu te vei opri niciodată. Anyway, this guy is saying things, his basic point is Jesus is dumb and we're smarter than he is now. Ce vreau să ne învețe omul ăsta? Că Iisus este prost, iar noi putem să fim cele de șerțele noi. And as you who know me might expect, I was interrupting him and telling him this is stupid. Și așa cum voi care mă cunoașteți, vă așteptați de la mine, eu nu întrerupeam mereu și spuneam, eu prostie ceea ce spui, te rog frumos să citesc. He was trying to ignore me. El încerca să mă ignore. Everybody else in the room was trying to be polite. Ceilalți în grupă încerca să fie politicoși. And I was trying to make him simply stop. Iar eu încercam să-l fac pe omul să se înceteze să mai vorbească asemenea aberații. And he was listing all the stupid things that he said Jesus would believe. Și el enumera toate lucrurile prostești pe care el spunea că le credea Iisus. And I was saying, no, that's not true, no, that's not true. Și eu spunea, nu, asta nu e adevărat, asta nu e adevărat, asta nu e adevărat. And he said, here's proof from the Bible that Jesus didn't know these things. Și el a spus, iată, aceasta este dovadă din Biblie că Iisus nu știa aceste lucruri. He said, Jesus didn't know about germs. Iisus nu știa nimic despre microbi. He thought sicknesses were caused by demons. El credea că bolile erau cauzate de demoni. At that point I gave up. În acel moment am renunțat. I turned to Lily and said, let's go. And we left. M-am întors către Lily și am zis, hai să mergem. Și am plecat de acolo. The team that listened to whatever else și am said, I don't know what it was. I just know. Ce au vrut, nu știu ce au mai ascultat. I just know they were wasting their time and we weren't. Știam că ei își roseau timpul, iar noi nu, pentru că noi am plecat de acolo. But anyway, the Bible doesn't say that Jesus thought sicknesses were caused by demons. Biblia nici nu ne spune că Iisus credea că boala este cauzată de demoni. It says those are two different problems. Și foarte clar se spune aici că aceste două sunt două lucruri total diferite, boală și demon. The demoniac that morning in the synagogue wasn't sick. În sinagogă, acel om care era muncit, acel demon, acel om care era posedat de demon, nu era bolnav. Simon's mother-in-law didn't have a demon. She was sick. Soacra lui Petru nu avea demon, ci era bolnavă. So he didn't have to tell the sickness get out of her because it wasn't. Iisus nu a trebuit să-i spună bolii, pleacă de aici, pentru că el știa că nu era vorba de un demon. And the Bible makes it clear those are two different problems. Și Biblia ne spune foarte clar că acestea sunt două probleme diferite. And that he solved both of them. Și că el le-a rezolvat pe ambele. Verse 33, the whole city was gathered together at the door. Versetul 33, întreaga cetate era adunată la ușă. A lot of people had health problems. A lot of people de acolo aveau probleme had de sănătate. Being oppressed by demons. Și mulți oameni aveau oameni dragi lor care erau posedați, care erau munciți de demoni. And again, verse 34 shows him handling those two problems. Și încă o dată, versetul 34 ne arată cum Iisus are grijă de aceste probleme. Then he healed many who were sick with various diseases, and he cast out many demons. Versetul 34. El le-a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a scos afară mulți demoni. He's able to do anything he wants with either of these things. Iisus poate face tot ceea ce dorește, indiferent care este problema, că e boală sau că sunt oameni posedați de demoni. He's able to meet your other needs too, but they only knew about these two. Iisus poate să se îngrijească și de celelalte nevoi. Însă, acum, oamenii din Capernaum nu știau decât de aceste două lucruri. Dacă ești bolnav, Iisus te poate vindeca. Dacă ai demon, Iisus te poate scoate afară de tine. As time goes on, he's going to show that he's God and he's the source of food that we eat. Și pe măsură ce trece timpul, Iisus ne-a descoperit că El este Dumnezeu și că El este sursa
hranei pe care noi o mâncăm. He's going to show that he's the source of other things that we need too. Și de asemenea ne va descoperi că el este sursa și celorlalte lucruri de care avem nevoie. He's going to show he's in control of the weather. Ne va arăta că el este în controlul vremii. And anything else. Și orice altceva. But right now, this town knows. Dar acum, în acest moment, în această zi, orașul Capernaum știe aceste lucruri. This man can heal the sick. Omul acesta poate să-i vindece pe cei bolnavi. And demons are no match for him. Și demonii n-au nicio putere asupra lui. So anybody that's got those problems. Așa că oricine din Capernaum care are aceste probleme, e bolnav sau are mugit de demon, get in line at the door. Veniți la ușa asta, pentru că Iisus este în casa asta și El vă va ajuta. And he does that. Tells us then, in the end of the verse, he did not allow the demons to speak because they knew who he was. La sfârșitul versetului 34, el spune, pe demon nu îi lăsa să vorbească pentru că ei îl cunoșteau. Remember the first demon that he was casting out? Primul demon pe care Iisus l-a scos din acel om în sinagogă. The one he told, shut up and get out. Demonul căruia Iisus i-a spus, taci și pleacă. Because the demon had said, I know who you are, you're the Holy One of God. Pentru că demonul i-a spus, eu știu cine ești, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. And Jesus' response is, shut up. Și răspunsul lui Iisus a fost, taci de gură. He doesn't need the devil's testimony. Iisus nu are nevoie de mărturia diavolului. It's not helpful. Pentru că nu e de ajutor. And you know, sometimes the devil, knowing that, dar uneori, diavolul, știind lucrul acesta, will try to give testimony about who Jesus is. Va încerca să depună mărturie asupra cine este Iisus. You might have these psychics, these witchcraft practitioners. Dacă vă gândiți la vrăjitoare sau cei care vin și vă ghicesc că vin nou, they'll want to use their tarot cards. Cei care vin și vă citesc în cărți. And they want to use other things. Sau folosesc alte lucruri ca să pună vreși. And some of them will even take a picture that supposedly is a picture of Jesus. Unii dintre ei chiar iau o imagine, o icoană, imaginea lui Iisus. Certainly doesn't look like the real Jesus, but people think it's an image of him. They'll take that. Bineînțeles că nu arată deloc ca Iisus, dar oamenii asta cred. And cast their spells with that. Și ei folosesc acea imagine ca să pună vrăj, să facă vrăj. The devil knows that will actually cause people not to believe on Jesus Christ. Dar diavolul știe că lucrul acesta îi va face pe oameni să nu-și pună credința în Iisus. Because witchcraft doesn't help. Pentru că vrăjitoria nu ajută. And there's a new one that's right here in Cluj that's promoting on Facebook right now. Și este cineva chiar aici în Cluj care face mare vânfă pe Facebook, chiar acum. Saying, write to me and I'll tell you your future. Care spune, scrieți-mi și eu voi spune viitorul. I wrote to her and told her her future, for free. Și gratuit i-am scris acestei vrăjitoare și i-am spus viitorul. And put a gospel tract in there. Și de asemenea i-am primit și o broșură ca ea și ceilalți care se duc pe pagina ei să vadă să citească. You remember, in the book of Acts, there's a time that Paul is traveling and preaching. Aduceți aminte, în Cartea Faptele Apostolilor, este perioada în care Pavel călătorește și propovăduiește Evanghelia. And there's a young girl who's a slave. Și este o roabă, o sclavă, tânără. And she had a demon in her. Care avea un demon. The people that owned her as a slave were making her tell fortunes for them to have money. Și oamenii care o dețineau, pentru care ea era sclavă, era roabă, o puneau să meargă și să facă bani, spunând viitorul oamenilor. And this girl with a demon that was following Paul everywhere he went. Și fata asta care avea acest demon în ea, îl urma pe Pavel, peste tot pe unde mergea el. And the demon was saying, these men are servants of the Most High God. Și demonul spunea, oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului cel prea înalt. And they're telling you the way to have eternal life. Și ei vă spun modul pe care voi puteți să aveți viața veșnică. And that was true. Lucrul acesta era adevărat. But it was being said by a demon. Însă era spus de un demon. How many people in the crowd had already been told something by her that did not come true? Câți oameni din mulțime deja primiseră ceva de la ea care nu s-a adevărat? Marry this person, buy this property. Căsătorește-te cu persoana asta.
cumpăr proprietatea asta. Avoid this activity today. Astăzi să nu faci asta. Lots of advice come from this demon girl. Foarte multe sfaturi veneau de la această fată posedată de demon. But none of it helps. Niciunul din aceste sfaturi nu i-a ajutat pe nimeni. Takes the money and și doar primea banii și le spunea ce să facă, să nu facă. So it said Paul got increasingly angry that this was happening. Așa că Biblia ne spune că Pavel s-a mâniat din ce în ce mai tare pe această fată. And he finally got so angry. Și în cele din urmă a fost așa de mânios. And he looked at her. Încă s-a uitat la această tânără. And said to the demon, in the name of Jesus Christ, come out of her. Și a spus demonului, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară din ea. And he did. Și a ieșit. And then Paul was in a heap of trouble because the slave owners were really mad they didn't have any income. Și apoi Pavel a avut foarte multe probleme pentru că cei care au dețineau pe această tânără nu mai puteau să facă bani după urma ei. The demons do know who Jesus is. Demonii știu cine este Iisus. They know he's our only way of salvation. Ei știu că el este singura cale pentru noi pentru a fi mântuiți. They may even occasionally say so. Și uneori chiar spun lucrul acesta. In order to try to deceive you into not believing that. Pentru a încerca să te înșele ca să nu crezi asta. So Jesus just wouldn't let them talk after that. Așa că Iisus nu i-a mai lăsat să vorbească. He wouldn't let them speak because they knew who he was. Nu i-a mai lăsat să vorbească pentru că ei știau cine era el. And it wasn't really time yet for Jesus to tell everybody who he was. Și încă nu sosise timpul ca Iisus să spună tuturor cine era el. First, he would spend years showing them he's the Son of God. Mai întâi, el urma să petreacă câțiva ani buni arătându-le tuturor cine era el. El era Dumnezeu. Because just to say it in words isn't evidence enough. Pentru că doar pentru a spune acest lucru cu cuvintele sale nu erau dovezi suficiente ca unde să se creadă. So he wasn't walking around. Așa că Iisus nu mergea de colo colo. This crowd in Capernaum. În această mulțime din Capernaum. And saying, you're really spunându-le, sick. Ah, tu ești foarte bolnav. You're healed. Ești vindecat. Oh, and by the way, și că veni vorba. I'm the God who created you. Eu sunt Dumnezeul care te-a creat. And he wasn't telling them that. Iisus nu le spune asta. That was true, but era adevărat, însă el nu le spune asta. It wasn't time to announce that. Pentru că nu sosise timpul ca el să vestească lumii cine era el. But he was proving it to be the sick of the case. He was proving to be the case. El dovedea prin ceea ce făcea că el era Dumnezeu. And so those who were watching, when they did hear he is the way, he is the Messiah. Așa că cei care observau, când auzeau că este calea, că el este Mesia, they had every reason to believe. Aveau toate motivele necesare pentru a crede. Verse 35. 35. In the morning, having risen a while before daylight, it says, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Yeah. Dis de dimineață, când încă era întuneric, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. He's really busy. Iisus este foarte There's ocupat. Lots of people to serve. Sunt foarte mulți oameni cărora să le slujească. Lots of people to teach. Foarte mulți oameni pe care să-i învețe. Lots of people to heal. Foarte mulți oameni pe care să-i vindece. Lots of people to help. Foarte mulți oameni pe care să-i ajute. In fact, he is so busy. De fapt, Iisus este atât de ocupat. That it's necessary for him to leave for a little bit. Încât este necesar ca el să plece. He goes out alone. Și vedeți, se duce singur. In a remote place. Într-un loc îndepărtat, pustiu. To spend time praying. Pentru a petrece timp rugându-se. It's really easy for us pentru noi ne este foarte ușor to be so busy with things that we've got to do să fim așa de prinși cu lucruri pe care trebuie să le facem that we don't spend time praying încât nu petrecem timp rugându-ne. This is Jesus. This is God the Son. Dumnezeu Fiul. This is the one who touches a woman's hands and she's healed. Este vorba de acela care atinge mâna unei femei și este vindecată instantaneu. The one who tells Satan, shut up and go away. Cel care i-a spus diavolului, taci și pleacă. Și demonul a plecat. And yet he shows us. Și totuși el ne arată. To accomplish what needs to be accomplished.
pentru a putea duce la îndeplinire toate sarcinile tale, involves lots of prayer. Este necesar să petreci mult timp în rugăciune. If it was necessary for him to make time for prayer. Gândiți-vă, dacă era necesar ca Iisus să petreacă timp în rugăciune, how much more necessary is it for you and me? Spuneți-mi, cât de necesar, cât de mult necesar este pentru noi să petrecem timp în rugăciune. Now the enemy of our souls doesn't want us spending time in prayer. Vreau să știți că dușmanul sufletelor noastre nu dorește ca noi să petrecem timp în rugăciune. He's definitely going to take the side of saying, you're too busy to be praying. Și este foarte clar că el o să vină la noi și o să spună, ah, tu ești prea ocupat ca să petreci timp în rugăciune. Lily and I pray together various times every day. Împreună cu Lily, noi ne rugăm în diferite momente ale zilei, în fiecare zi. But for several years, we have set aside Wednesday morning as a time that we will specifically give to praying together every week. Dar de câțiva ani buni am pus deoparte miercurea dimineața în care să fim și să ne Biblia și să ne rugăm împreună. Now, there's not many people who call us on Monday morning wanting something else. Nu sunt foarte mulți oameni care ne sună lunea dimineața cerând-ne ajutor cu ceva. There's not very many people that want us to do something on Tuesday morning. Nu sunt foarte mulți oameni marți dimineața care au nevoie de noi. It can happen, but not se that poate întâmpla, dar nu foarte des. Thursday afternoon, there's not a whole lot of people saying, come do this. Nu sunt foarte mulți oameni care ne cheamă să-i ajutăm cu ceva. I've counted recently. Dar în ultima perioadă de timp tot țin evidența. At least 3 out of 4 Wednesday mornings, someone will say, you gotta do this. Cel puțin 3 din 4 zile de miercuri, cineva le va chema și le va spune, trebuie să faci asta miercuri dimineață. Ei nu știu ce face noi miercuri. The devil is trying to say, David and Lily, this activity that you've got planned for Wednesday morning, you don't have time for it. Însă diavolul vrea să ne spună, vei și Lily, această activitate pe care voi o faceți miercuri dimineață, voi nu aveți timp pentru această activitate. And there are some weeks when 5 or 6 things will stack up on Wednesday morning. Și sunt unele săptămâni când ni se umple programul miercuri dimineața, avem vreo 5 sau 6 lucruri de făcut. To get in the way of that. Care ne împiedică, sau care încearcă să ne împiedice să avem timpul nostru. If our plan wasn't to spend time alone praying together there at that time, we wouldn't be getting a stack of things coming our way to do. Dacă planul nostru nu ar fi fost ca miercuri dimineața să o dedicăm în rugăciune și scrie Cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat miercuri dimineața. Nu am fi avut așa de multe lucruri de făcut miercuri. But here's the truth. Dar iată care e adevărul. We are not too busy to pray. Nu suntem prea ocupați ca să ne rugăm. We are too busy to avoid praying. Ci suntem prea ocupați să evităm rugăciunea. Because all the success of everything else we're doing depends on that. Pentru că tot succesul lucrurilor pe care le facem depinde de acel moment de rugăciune. If Jesus had to pray, dacă Iisus a trebuit să se roage, when he's all powerful, când el este tot puternic, when he's sinless, când el este fără păcat, when he can't die without giving his life, când el nu poate muri fără ca el însuși să-și dea viața, if he has to pray, dacă el trebuie să se roage, well, you and I got to, too. Atunci și noi, fiecare dintre noi trebuie să ne rugăm. And if you're letting other things, iar dacă tu lași alte lucruri să te oprească, să te împiedice din a te ruga, that is the best way to fail in life. Aceasta este cea mai bună modalitate prin care poți eșua în viață. No quicker way to be a failure than to not be prayerful. Nu este nicio metodă mai rapidă de a eșua decât de a nu petrece timp în rugăciune. Because we need prayer. Pentru că noi avem nevoie de rugăciune. But if everybody wakes up and doesn't like that, that's what he's doing, though. Însă, toată lumea se trezește și lor nu le place că Iisus se roagă. Verse 36, and Simon and those who were with him searched for him. When they found him, they said to him, everyone is looking for you. 36, dar Simon și cei care erau de obicei cu el au început să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută! He's very busy. Iisus este foarte ocupat.
But he needed to pray. Dar avea nevoie să se roage. You're very busy. Tu ești foarte ocupat. So you need to pray. Deci trebuie să te rogi. Whether it's getting up early in the morning. Indiferent dacă e vorba că trebuie să te trezești puțin mai devreme dimineața ca să te rogi. Staying up late at night. Sau dacă e vorba că trebuie să stai puțin mai târziu ca să te rogi. Or scheduling a time. Sau dacă trebuie să planifici. This time is for prayer and for nothing else, no matter what. Ziua aceasta, ora aceasta e pentru rugăciune și nu voi lăsa nimic altceva să intervină. Indiferent de care a trebuit să fie planul pentru tine. Ai nevoie de rugăciune. Because without it, you won't succeed in all the other things you're doing. Pentru că fără rugăciune, nu vei avea succes la toate celelalte lucruri pe care le faci. Everybody's looking for him, though, since he had gone off. Însă, acum vedem că toată lumea caută pe Iisus. În momentul ce era plecat sau undeva într-o pustie. And then Jesus reveals something else. Și apoi Iisus le mai descoperă un lucru. It's not just about that town. Nu e vorba doar despre acest oraș, despre Capernaum. What he's just done that day in that town is got to happen everywhere else. Ceea ce a făcut Iisus în acea zi, în acel oraș, trebuie să se întâmple și în celălalt oraș. Verse 38, Jesus responded to them, "Let us go into the next towns that I may preach there also, because for this purpose I have come for you." Versetul 38. Iisus le-a răspuns, să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo. Căci pentru aceasta am ieșit. It's time to leave. E timpul să mergem. Capernaum has been shown he is Messiah. Capernaum. În Capernaum li s-a arătat că Iisus este Mesia. Capernaum has been taught the word of God. Și în Capernaum cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat. Capernaum has been healed. Și acolo au primit oamenii vindecare. Capernaum has been set free from the power of the evil one. Și oamenii au fost eliberați sub puterea celui rău. And Jesus said, now it's time to go to the rest of the towns. Și apoi Iisus spune, acum a venit momentul să mergem și la celelalte orașe. Because that's why I'm here. Pentru că acesta este momentul pentru care eu am venit. To preach in every town. Să propovăduiesc în fiecare oraș. To proclaim the word of God. Să spun cuvântul lui Dumnezeu, să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, să vindec, to set free people that are held captive by the evil one. Să eliberez oamenii care sunt prizonieri celui rău. That's what I'm going to do. Și asta voi face. In verse 39, and he is preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons. Și s-a dus în toată Galileea, predicând în sinagogile lor și scoțând demoni. So what he did in Capernaum, he goes on. Deci, ceea ce a făcut Iisus în Capernaum, merge și face și în celelalte orașe. And he proves to the whole land that he is Messiah. Și el dovedește întregului pământ, întregului loc, că el este Mesia. So that everybody can know. Astfel încât toți să știe. But what happens in the end? Dar ce se întâmplă la sfârșit? Most don't believe. Majoritatea oamenilor nu cred. He proved it. Era dovedit că era Mesia. But most don't believe. Însă majoritatea nu au crezut. Most of the people he did this for didn't believe. Majoritatea oamenilor pentru care Iisus a făcut o minune n-au crezut în el. And the nation's leaders, after watching this for months and even years, și liderii acestei națiuni, după ce l-au observat pe Iisus făcând asta, timp de luni, chiar ani, those leaders still didn't believe. Acei lideri încă nu au crezut. And then they later come to Jesus. Și mai târziu chiar vin la Iisus. And they say, give us a sign that you're from heaven. Dă-ne un semn că tu ești din cer. Hello. He's been giving them all those signs. Adică să ne gândim, Iisus chiar le-a dat toate aceste semne. And they don't believe. So they say, just prove it and we'll believe. Așa că ei spun, dovedește și vom crede. And the miracles stop happening. Și atunci vedem că minunile încetează. And he says, și Iisus spune, this is a wicked and adulterous generation that would say this. This is a wicked generation that would say, ask for a sign. Este o generație rea ca să ceară asemenea semne. And I'll only give you one more sign. Și vă voi da un singur semn. The resurrection would be that sign. Și învierea urma să fie acel semn. And that's the only other one they were going to be given. Și este singurul semn pe care ei nu o să mai primească. Because they were given all those signs and wonders and they didn't believe. Pentru că au primit toate aceste semne și minuni și ei n-au crezut. God had prophesied he would come. Iisus le-a profețit. Dumnezeu le-a profețit că Iisus urma să vină. He had come. Iisus a venit. He had proved who he was. A dovedit cine era. And they didn't believe. Dar ei n-au crezut.
And it would come a day when there would be a crowd gathered as Jesus had been betrayed and arrested. And those leaders, it said, would stir up the crowd and tell them, crucify him, chant back. Și să strige acolo, răstignește. And they did. The whole nation rejecting their Messiah. Întreaga națiune l-a respins pe Mesia. Proved it. Chiar dacă el a dovedit că era Mesia. They were rejecting him. Dar ei l-au respins. Of course, because of that, he was able to die for our sins and rise from the dead. Dar datorită respingerii lor, Iisus a putut să moară pentru păcatele lor. And bring those who believe salvation. Și ne poate oferi nouă, tuturor celor care credem în El, mântuirea. So that we're saved today. Astfel că astăzi noi putem să fim mântuiți. But most people aren't. Însă majoritatea oamenilor nu sunt. Most people look at the record of the proof. Majoritatea oamenilor se uită la toate aceste dovezi pe care ni le dă Biblia. And they don't believe. Și nu cred. They look at the history of this happening and they don't believe. Se uită la istoria lucrurilor care s-au întâmplat și nu cred. It's not deniable that these things happened. Nu se poate nega existența acestor lucruri. They were witnessed by tens of thousands of people. Pentru că ele au avut martori de zeci de mii de oameni. It's known by those that want to believe history. Și este cunoscut de toți oamenii care doresc să cunoască istoria că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce și a înviat din morți. That's known by those who want to believe this. Și este un lucru cunoscut de toți cei care doresc să cunoască istoria. And most of all the nations. Și majoritatea neamurilor do not believe. Nu cred. Most do not receive. Majoritatea oamenilor nu-L primesc pe Iisus. But here's the important thing to remember. Însă, iată care este lucrul cel mai important pe care noi trebuie să ne-l aducem aminte. It was prophesied He would come. A fost profețit pe Iisus. Do those things. Și va face aceste lucruri. And He did. Și El le-a făcut. It was also prophesied that He would have a second coming. Și de asemenea, a mai fost profețit că Iisus va veni a doua oară. Even before His first coming happened, it was prophesied His second. Chiar înainte ca prima Lui venire să se întâmple, ni s-a profețit că Iisus va veni și a doua oară. The first happened just like it was promised. Prima Lui venire s-a întâmplat exact așa cum a fost profețită. The second will too. Și a doua venire a Lui Iisus se va întâmpla. The entire world. Întreaga lume. Everything that exists. Toate lucrurile care există, toate lucrurile care se întâmplă. It's all about this man. Totul este despre acest om. It's all about him. Totul se rezumă la Iisus. He made the world. El a creat lumea. He rules the world. El domnește peste lumea aceasta. He will return to the world. Și se va întoarce în această lume. King of all kings. Și va fi regele tuturor regilor. Lord of all lords. Va fi domnul tuturor domnilor. The only God. Singurul Dumnezeu. The only center of every life. Singurul centru al tuturor vieților. Da. Acum este timpul ca tu să crezi asta. Because when it comes too late. Pentru că atunci când vine va fi prea târziu. When somebody ends this life not believing on the Lord. Când cineva își termină viața pe pământ și fără să ajungă să-și pună credința în Iisus Hristos. They die in their sins. Moare în păcatele lui. And they miss out on eternal life. Și ratează viața veșnică împreună cu El. Everything is all about Jesus. Totul este despre Iisus. Anything in our life that really isn't about Him is interrupting our life. Și toate celelalte lucruri din viața noastră care nu sunt despre Iisus, pur și simplu ne întrerup. That doesn't mean we don't do anything else at church. Asta nu înseamnă că noi nu mai trebuie să facem nimic altceva decât să mergem la biserică. But everything we do is about Him. Tot ceea ce facem trebuie să îl aibă pe Iisus. Every relationship we have with someone else is about Him. Orice relație pe care o avem cu altcineva trebuie să-l aibă pe Iisus. Every job we do is about Him. Fiecare slujbă pe care o facem ca pentru El. Everywhere we go is about Him. Oriunde mergem, e vorba despre El. Because all life is about Him. Pentru că toată viața este despre El. And because we have believed. Și pentru că noi ne-am pus credința în Iisus. We have eternal life. Avem viața veșnică. And we need to proclaim that message. Și trebuie să vestim și altora acest mesaj. So that they can believe while they are still time. Ca și ei la rândul lor să creadă. Today our closing prayer will be this song. Astăzi, hai să folosim cântecul acesta ca rugăciune de încheiere.